Parcă lumea asta vine de la balamuc. L-am văzut în perioada asta pe Joe Biden având un discurs agresiv, cum nu l-am mai văzut până acum la adresa lui Trump. L-am văzut pe Macron și Scholz intrând în niște discuții de copii de grădiniță care și-au furat jucăriile. Hai să vedem ce se întâmplă în America acum cu Joe Biden. Pare că a ieșit așa din adormire. Pentru a înțelege cel mai bine ce se întâmplă, le recomand tuturor celor care ne privesc o lucrare senzațională, se numește acești nebuni care ne conduc. Și dacă le place această lucrare, mai este una corabia nebunilor. Cam pe aceeași temă. Și atunci o să înțelegem foarte bine că umanitatea în ansamblu ei, din păcate, e un larg ospiciu. De aceea noi avem nevoie de o vindecare și individuală și colectivă pentru a trei, ce, ceva mai sănătos. Acum, ca să intrăm direct în subiect, nu mă surprinde nici agresivitatea atacului Joe Biden la adresa lui Trump, fără să-l numească, dar incluzându-l cumva așa în, în, tot discursul, nici reacția, contrareacția lui Trump de pe canalul său personal de, de Twitter sau cum s-o numi, că nu se numește Twitter. Pentru că e campanie electorală, că este foarte limpede, că în Statele Unite a început deja confruntarea electorală dură între democrații Dar republice. nu ne așteptam un pic de la lumea occidentală, nu ne așteptam un pic de la acești lideri mondiali să fie mai cizelați în campanie cu discursuri mai uh, puțin uh, dâmbovițene. Dacă tu personal ai un nivel de așteptare atât la octogenarul Biden cât și la Dilimache Trump, înseamnă că ai tu un nivel de exigență ușor pretențios. Nu. Dincolo de gluma proastă pe care am făcut-o apropo de Dilimache Trump sau de agresivul Biden, e clar că, din păcate, opinia publică actuală nu mai prizează nici conținutul, nici eleganța, nici diplomația, nici formularea care a fost atât de frumoasă în secolul 19, secolul 20. Lumea s-a popularizat foarte mult și datorită platformelor de comunicare în online și datorită acestei democratizări a comentariilor în care toată lumea înjură și se exhibă partea urâtă a lucrurilor și politicienii livrează întotdeauna prompt și profesionist, ambalează discursul politic cât să fie receptat de o categorie cât mai largă de public. Acum, Cred că n-ai pretenția să susții că lumea occidentală e mai educată decât lumea din Est. Cel puțin dacă ne uităm la vulgul publicului american. Înțelegem că acolo e o, în auspiciu ăsta de de bun despre care tot vorbim, e o masă foarte agitată, foarte puțin culturalizată, care preferă creasa toporului direct în frunte și mai puțin argumentele civilizate și de bun simț. Dar s-a vehiculat uh, ideea asta că Biden, dincolo de campania electorală pe care o are dedus în uh, America, uh, vrea să-și uh, reitereze cumva prezența în uh, spațiul ăsta mondial ca și uh, putere. Ca păi, și jandarmul lumii pe care a pierdut-o. I s-a păi aruncat două... în față, practic, treaba asta sunt că două a pierdut teme... poziția de lider mondial. Sua. Sunt două teme majore. Dincolo în uh, campania electorală din Statele Unite, dincolo de chestiunea internă pe care și democrații și republicani eu o privesc în chei diferite, este clar că e o confruntare foarte mare de idei la nivel geopolitic. Biden, democrat de stânga, susține în continuare că prezența Statelor Unite ca și garant al democrației, a libertăților individuale, al progresului, pentru că domnia asta este progresist, uh, sunt absolut necesare. Pe când domnul Trump, care este conservator, este ușor suveranist, așa are cu totul și cu totul altă viziune și anume că dincolo de America First, ca Statele Unite să se implice în reglarea democratică a celorlaltor țări, e nevoie de cotizație. Și domnul Trump a spus că acele țări, membre NATO, care nu își plătesc asigurarea, vor putea să pățească ce a pățit Ucraina. Și de aici s-a stârnit un întreg scandal internațional pe care domnul Biden l-a punctat foarte bine în discursul ținut în fața națiunii despre starea națiunii și în general despre problemele geopolitice. E limpede că pentru administrația democrată chestiunea ucrainiană rămâne un main target, prezența Statelor Unite ca și garant al democrației și a lumii libere rămâne o prioritate și Cumva forțează întreaga opinie publică mondială să se concentreze foarte atent, pentru că a spus domnul Biden că pericolul real pentru democrație, cel puțin în Statele Unite, vine atât din exterior, adică de la țările emergente cu regimuri autoritariste, dar vine și din interior, arătând așa subtil către domnul Trump. Uh, și o, va fi o circotecă și. Și în Statele Unite, cum probabil va fi și în România, pentru că 2024, anul alegerilor în aproape toate țările, în câteva zile vor avea loc alegerile din Federația Rusă, în care domnul Vladimir va candida împotriva domnului Putin și va câștiga Vladimir Putin și de aici încolo restul uh, uh, tipologiilor astea de circ vor continua și în țările europene și peste tot. Am văzut o declarație a generalului amiral, cred că este, Ben Holtz, care se amuza așa pe seama reușitelor ucrainiene în Marea Neagră. Spunea că este mare aglomerație de nave pe fundul Mării Negre după ce ucrainienii au reușit să mai scufunde încă o navă rusească. Ți se pare cumva că rușii nu prea au pus stăpânire pe acest, între ghilimele, lac rusesc pe care îl enunța Traian Băsescu? miza Mării Negre este una foarte mare, pentru că acum, dincolo de diferitele narațiuni de propagandă de o parte și de alta, ceea ce este limpede, cred, pentru toată lumea, este că obiectivul principal al Federației Ruse este să ajungă la gurile Dunării și să securizeze atât perimetrul Mării Negre, cât și accesul la Dunărea care străbate nu, o foarte importantă parte din continentul european. Rezistența ucraineană și participarea armatelor uh, uh, Ucrainiene cu muniție și cu tehnologie militară occidentală e strategică la Marea Neagră. Până acum, cel puțin din ceea ce știm din perspectiva mediatică occidentală, dacă în materie de operațiuni terestre, Ucraina nu a reportat foarte mari victorii și n-a reușit să recucerească nimic din ceea ce a ocupat Federația Rusă, rezistă foarte bine. În războiul maritim cu Federația Rusă, și a reportat niște succese notabile, distrugând niște nave premium ale amiralității rusești. E limpede că fundul Mării Negre nu mai este plin doar cu scoici și cu alge. Sunt multe componente militare pe acolo și vor rămâne probabil până când marea le va face uitate. Acest lac rusesc își merită și mai mult conotația de mare neagră, pentru că e din ce în ce mai neagră. Să ne amintim că am avut nu și noi în proximitatea apelor teritoriale ale României, probleme cu mine care pluteau în derivă în urma confruntării între cele două armate, delfini, eșuați, răniți și așa mai departe. Adică ceea ce a fost cândva o baltă plăcută de făcut dragoste pe malul mării și de plimbat cu o cu pânză, din cauza acestui război a devenit o mare destul de funebră așa. Da, dacă ar fi să împărțim acum războiul ăsta strict pe Marea Neagră, crezi că Rusia... Mai are șanse să dețină controlul la Marea Neagră, având în vedere că, pe de o parte, este Turcia, care este NATO, este România, care este foarte bine consolidată. Păcat că nu s-a concretizat și acel contract să construim și noi niște corvete, care erau esențiale în momentul de față pentru România la Marea Neagră. Dar, una peste alta. Rusia nu prea controlează Marea Neagră. Eu n-aș fi atât de convins de această narațiune. Măcar la suprafață, nu știu cum stau cu A, Aici vreau să spun, urmărind analiștii militari occidentali care sunt mai puțin apetenți către propaganda optimistă și triumfalistă, așa, care face destul de bine în medie, dar n-are nicio legătură cu realitatea, sunt analiști militari occidentali care spun că, din perspectiva submarinelor, unele cu încărcătură nucleară, Federația Rusă rămâne o enigmă. Și ei sunt absolut convinși că și flota de suprafață, cât și submarinile pe care le deține amiralitatea rusă sunt foarte puternice. Și atunci, din perspectiva asta, eu sunt absolut convins că sub adâncimile Mării Negre circulă niște submarine rusești, unele de fabricație sovietică vechi, dar cu încărcătură nucleară, altele mai moderne, mai noi. Nu sunt atât de convins că putem anunța noi astăzi în acest podcast că Rusia pierde controlul la Marea Neagră. N-ar fi rău, cel puțin pentru România și Bulgaria, n-ar fi rău deloc ca Rusia să-și piardă preemțiunea de dominare a Mării Negre, dar mi-e teamă că nu e chiar așa. Dar supremația asta terestră care tot denunțam noi, iată care niște conotații. Pe lângă și pe care i-a trimis Rusia pe front în Ucraina, pe lângă voluntari între ghilimele pe care i-a trimis, că nu erau voluntari că a trebuit să-i cumpere tot mercenari pe care i-a trimis Rusia, pe lângă luptătorii Wagner, pe lângă uh, alte etnii apropiate de Putin pe care le-a trimis acolo, acum am văzut că au racolat și niște tineri indieni pe care i-au trimis uh, în Ucraina. Uh, să fie asta parte dintr-o strategie a rușilor de a uh, trimite tot felul de... În mod sigur face parte din strategia numită în general operațiune specială pentru că ceea ce încearcă regimul lui Putin uh, și pare că îi reușește până acum este să nu-și supere propria populație. Tocmai de aceea nu a trimis să moară zeci de mii, sute de mii uh, de tineri ruși care fac armata regulară. Și regulat în Federația Rusă. A trimis trupe din afara zonelor de interes cu familii rusești. A trimis din stepele asiatice, a trimis din zonele foste ale URSS-ului cu populație cecenă, cârgâză, uzbecă și așa mai departe, mongolă și mercenari, așa cum spui Wagner, pe care nu-i plâng părinții când se întorc în Sicria acasă că sunt într-o soldă plătită foarte bine și tot felul de voluntari din țări foarte sărace care vin în speranța să câștige un 2.000-3.000 de dolari pe lună participând la război. Din această perspectivă, își poate permite Putin, de exemplu, 2 martie, să felicite toate soțiile și toate mamele din Federația Rusă și să le încurajeze să facă cât mai mulți copii, pentru că încă nu le-a trimis soții, frații, părinții, tații la moarte sau fiii. Va veni probabil un moment în care sursele astea externe ale armatei de strânsură a Federației Ruse se vor epuiza și atunci <coughs> Rusia chiar va avea o problemă când își va trimite armatele uh, oficial. <coughs> și atunci tot ceea ce numără în momentul de față Statisticile occidentale și ucrainienii De fapt ei încă nici nu au ajuns La acea armată Să cunoască acea armată pregătită a Rusiei Din punct de vedere terestru Probabil că acea armată profesională Este doar cea care S-a făcut cunoscută prin atacurile aeriene Și strategii Strategie, dar în rest Asta a fost și strategia Pe care Imperiul Țarist a folosit-o Când l-a învins pe Napoleon care se aventurase pe teritoriile lui, ale Imperiului Țarist. Asta a fost și strategia lui Stalin, când Wehrmachtul german a pătruns pe teritoriul sovietic și s-a aventurat până foarte aproape de Moscova, făcând de scala aia fatală spre Stalingrad. Pentru că sursa inepuizabilă de carne de tun a Rusiei de astăzi este o armă foarte importantă. Iar strategii militari ruși au folosit ceea ce se numește tehnica CP, adică au luat, au început cu, cu hai să zicem, petalele cepei exterioare, are mai puțin importante, n-au ajuns încă la miez, la bulb. Bulbul este armata rusă formată din ruși, care au soții, mame și familii în interiorul marilor orașe rusești. Nu, nu de acolo s-a murit. Da, făcând așa o abstracție de chestiunea asta și făcând o comparație cu ce zic rușii despre cei din NATO că au trimis trupe în Ucraina, putem spune și noi așa că au trimis indienii trupe în Ucraina? Prin săracia care au ajuns pe acolo ce au fost prinși? Nu, e cu totul și cu totul altă logică. Totuși există o circulație liberă în democrații în care cetățenii pot alege pe bază de voluntariat să participe în cetate de operații își propun fiecare. Gândiți-vă că nu că a spus-o domnul Schulz sau o întărește domnul Macron, dar și de partea armatei ucrainiene, sunt foarte mulți voluntari din Australia, din Marea Britanie, din România, din Moldova, adică citim interviuri în presa internațională cu niște cetățeni, fie ai Uniunii Europene, fie a altor state mai nord-atlantice, care au hotărât, conform libertăților de conștiință, să susțină prin voluntariat participarea la războiul împotriva dictaturii. Păi chiar am văzut putem. un lunetist care transmitea live din locul în care se afla, el transmitea live pe internet acțiunile pe care le întreprindea. Bine că nu a sfârșit bine că i-au reperat, reperat poziția rușii și ulterior a fost asasinat, este partea a doua, da? Nu e nimic surprinzător că, de o parte și de alta, pe lângă armatele cu uniformă, participă și soldați care n-au uniforma unui stat anume, ci pur și simplu sunt voluntari. Este o decizie liber consimțită și nu văd de ce ar surprinde pe cineva treaba asta. Noi nu am apucat să comentăm pendelete despre asta săptămâna trecută, dar avem timp astăzi să discutăm puțin această problemă a spionajului rusesc, care iată și-a arătat valoarea, dacă cineva avea dubii, în momentul în care a interceptat niște generali germani care vorbeau niște lucruri destul de uh, secretizate pe niște căi de comunicare nesecurizate. Da, eu n-aș fi chiar atât de hotărât în a lua această informație 100% ca fiind adevărată, pentru că trebuie să. Ne care da parte să... din informație? Că nu se vorbea treaba aia sau că nu este eu de la spionaj? Nu cred că acel tip de conversație era pe canale nesecurizate și că la acest nivel de război hibrid și de exacerbarea fake news-ului și a deep fake news-ului suntem puși în fața unui adevăr 100%, pentru că nu avem confirmarea deloc oficială a părții germane și nu avem această perspectivă decât din unghiul de vedere al propagandei rusești. Adică acest succes răsunător al serviciilor militare rusești care reușesc ele să pătrundă într-un spațiu al unei armate NATO și să surprindă discuția unor generali care vorbeau de rachetele germane de data asta cu rază medie și lungă de acțiune și cum ar putea ele să sprijine frontul ucrainean are o hibă majoră și am să ți explic imediat care mie personal mi se pare hiba majoră, este că o asemenea discuție nu se poate purta unilateral din partea unei armate fără o decizie în comun acord cu NATO și cu partenerul strategic al NATO care sunt Statele Unite. Faptul că niște generali germani vorbesc de niște operațiuni germane sau cu tehnică germană în teatrul de operații din uh, Ucraina, fără niciun fel de acord NATO, <coughs> mi se pare foarte greu de crezut. De asta eu sunt destul de, nu de sceptic, dar de rezervat în a pacheta această informație ca poștire. Cred că este parte din războiul hibrid unde Federația Rusă se descurcă foarte bine. Adică mi se pare o operațiune mai degrabă de intoxicare a opiniei publice decât un adevăr. O operațiune <coughs> care a făcut foarte multe valuri în Germania, mai ales în zona Bundestagului și care s-ar putea lăsa chiar cu demisii pe, pe acolo. Pentru că până la finalizarea investigației interne pe care o să o facă Germania, în zona asta mediatică și de manipulare pe care o spunem noi, se fac valuri la nivelul NATO. Eu cred că tocmai de asta a și fost conceput acest deep fake de către <coughs> altfel de armata Federației Ruse care stă mai degrabă în spatele calculatoarelor decât în spatele radarelor. Pentru că ți-amintesc că atunci când a început războiul din Ucraina, cancerarul Germaniei Schulz a spus că Germania este dispusă să ajute Ucraina cu apă, apă, minerală, căști și vese de protecție și că niciun caz nu va trimite armament acolo. Ceea ce a creat un sentiment de oareșcare confort cetățeanului german pentru că el nu se va simți deloc amenințat nu, de o posibilă revanșă sau de frustrarea Federației Ruse și din această perspectivă stă mult mai confortabil cu o Germanie care nu se implică direct într-un război cu o putere nucleară cum este Federația Rusă. Cred că inginerii ăștia de fake news care lucrează pe la Kremlin au intuit foarte bine cam ce tip de narațiune să folosească ca să pună presiune pe societatea civilă germană și pe opinia publică germană și se pare că din această perspectivă au reușit operațiunea. Dar repet, în continuare, mi-e foarte greu să cred că niște generali ai unei armate membră NATO vorbesc niște chestiuni atât de grave și atât de complicate... Știindu-se faptul că ar putea fi vreodată interceptat și să-și pună propria țară sau propriul guvern într-o situație foarte precară. Adică eu nu, nu, nu cred, personal, că nu am încă un argument uh, pentru că nu deține nimeni informația și de partea cealaltă. Pentru că până acum, ca reacție, cel puțin în fața acestei uh, dezinformări, eu o consider mai degrabă o dezinformare, nu avem uh, și cealaltă perspectivă, doar negarea. Toate oficialitățile germane au spus că nici vorbă de așa ceva. Deci, da, ce... Mai degrabă i-aș crede totuși pe decât pe în această chestiune. Ce partitură joacă domnul Scholz? <gâng> pentru că îl văd așa puțin haotic în ceea ce întreprinde în ultima perioadă, motiv pentru care s-a găsit unul la fel de slab ca el să-l atacem în perioada asta. Mă refer la domnul Emmanuel Macron, care a fost destul <gâng> de pasiv și în ceea ce privește... Bă, bă, Conflictul din, dintre uh, Hamas și uh, Israel a fost la fel de pasiv mult timp și în ceea ce privește situația Ucrainei. Acum a luat dintr-o dată așa avânt, a luat atitudine, chiar îl jignește cumva pe uh, Scholz pentru această chestiune că a dat... Uh, a avut foarte mult timp o atitudine împăciuitoare față păi, de Rusia. Da, și atunci când a zis că va trimite apă și căști, la fel a avut o atitudine nepotrivită care a creat hilaritate uh, în jurul liderilor politici ai lumii. Uh, cum vedem în momentul de față acest conflict de la distanță al celor doi lideri al, a celor mai importante țări? ne foarte bine cu aceeași confruntare Biden-Trump, adică retorica. Din confruntarea Biden-Trump este aceeași retorică din confruntarea între Macron și Scholz. Zona de interes pe care Macron dorește să o ocupe și să o și câștige este preluarea inițiativei în interiorul Uniunii Europene și din perspectiva militară în care va exista probabil o armată europeană, care trebuie să fie în viziunea administrației franceze. Uh, trebuie să fie de la Paris. E clar că dominanta economică pe care Germania a avut în interiorul Uniunii Europene de la formarea sa până la izbucnirea războiului din Ucraina, este într-un ușor declin și partea franceză da, parte care a consolidat Uniunea Europeană alături de Germania când s-a pus în, în, în pagina acest proiect Uh, Franța înțelege că e o oportunitate și un moment foarte favorabil pentru a lua Caimacu, adică pentru a detrona Germania din poziția de lider al Uniunii Europene din toate perspectivele și de a o schimba uh, cu o tentă franțuzească. Și atunci Macron se folosește de toate vulnerabilitățile cancelariei domnului Scholz și a declinului în care se află astăzi Germania pentru a câștiga din ce în ce mai mult teren. Adică înțelegem uh, această ciondănire dintr-o perspectivă foarte pragmatică pe care administrația franceză l-a intuit și le execută foarte bine. Acum ce țară și-ar trimite din europeană, din confortul ăsta al Occidentului, al Uniunii Europene, ce țară și-ar trimite uh, tinerii să moară pe front în Ucraina, o țară care nu e NATO? Asta e întrebarea care se pune în privința domnului Macron, care a anunțat că ar putea să trimită. Franța pare dispusă să facă această chestiune. Probabil că dacă ne orientăm corect și nu ne ducem doar după fentele de propagandă, armatele Uniunii Europene sunt armate profesioniste, adică sunt armate care își plătesc soldații. Și în momentul în care nu îl trimis pe unul pe front pe bază de voluntariat, ci îl trimis pe front pe bază de contract, așa cum au participat și soldații români în Afganistan, în Kosovo, în Irak și așa mai departe, pe bază de contract, nu își pune nimeni problema că de ce. Pentru că așa e contractul. Adică eu, din perspectiva asta, nu cred că va exista în interiorul Uniunii Europene așa vreo cu excepția Germaniei, și am să mă explic și de ce cu excepția Germaniei, pentru că Germania n-a avut voie după al doilea război mondial să-și consolideze o armată proprie foarte puternică și să-și mai și participe în afara Germaniei uh, cu personal militar. Doar în operațiuni de menținerea păcii. Și după un anume timp de la al doilea război mondial i s-a permis germaniei să producă armament în interiorul NATO cu control NATO și așa mai departe. Deci cu excepția germaniei care are o lungă tradiție non-belicoasă după al doilea război mondial că după demența lui Hitler trebuia totuși tempera și spiritul ăsta teuton al nemților de a pune mâna pe pe sabie și Dacă de a o, o glumă după Hitler, trebuia să vină unul ca Scholz. Da, adică era normal și nu numai ca Scholz, și ca doamna Merkel și cam toate cancelarele germane după al doilea război mondial au fost promotoarele păcii și nu ale războiului pentru că trebuia un contrabalans după două războaie mondiale totuși declanșate de germani și primul și al doilea război mondial. Dar ca să-ți răspund și să închidem subiectul, toate armatele europene care sunt formate din profesioniști pe bază de contract își pot trimite soldații oriunde doresc, adică nu, nu există o problemă aici. Există o teamă în, în România în privința acestui serviciu militar obligatoriu. Lumea se teme pe bună dreptate că o să vină într-o zi cineva să le ia copiii de acasă, să-i trimită la pregătire militară și ulterior pe front. Și o să aduc în discuție mai multe etape ale acestei chestiuni. Cum ți se pare uh, această idee? Mi se pare, în primul rând, ca și în cazul pandemiei de COVID de, de acum câțiva ani, că avem de-a face cu o extraordinar de proastă gestionare a comunicatului public și a comunicatelor oficiale ale Ministerului Apărării. Adică eu cred că, la nivel de comunicare a unor anumite intenții, pe care, nu știu, vectorii politici sau uh, ministerele de forță le pot lua cu privire la armata obligatorie, sunt text secrabil comunicate. Adică la capitolul comunicare publică, uh, în continuare, România stă foarte, foarte prost. Pentru că nu a înțeles nimeni nici atunci cum era cu COVID-ul, ca dovadă că și astăzi, la doi ani de, de, de pandemie și după pandemie, 80% dintre români n-au înțeles nimic a ce a fost chestia asta cu COVID-ul, de ce cu vaccinarea, de ce nu putea să iasă să Lasă-i în pace dacă n-au înțeles, poate înțeleg de ce trebuie să plătească 5 miliarde. Noaptea din casă și așa mai departe, că sunt foarte multe decizii care nu au fost corect explicate și lumea a rămas într-o nebuloasă. La fel, în aceeași nebuloasă văd că se persistă și cu privire la aceste pseudocomunicate comunicate care vin prin niște generali, vin prin niște uh, oficiali, dar nu sunt asumate niciodată corect cap-coadă de către Guvernul României cu privire la necesitatea armatei obligatorie. Adică din tot ce am înțeles eu din seria de comunicate care au existat în spațiu public este că o armată profesionistă românească care să poată face față în eventualitatea izbunirii unui conflict cu o putere majoră cum este Federația Rusă este subdiminuată astăzi, și că am avea nevoie de mult mai multe cadre active care să formeze această armată profesionistă. A. B. Tehnica militară actuală pe care o avem, de la avioane, rachete până la armele de infanterie, este destul de învechită și că ne trebuie neapărat o modernizare și o accelerare cât mai rapidă a modernizării tehnologiei militare pentru armata română. Asta am înțeles până acum. Că a venit un domn general și a spus că, domne, uite și polonezii, uite-te și finlandezii, dar uite-te și la suedezi care de-abia au intrat în NATO, uite-te la țările baltice, că pun problema uh, măririi cadrelor de rezerviști și implicarea unei populații care a depășit vârsta specifică de militarie, adică sunt undeva la peste 35 de ani, să facă un instructaj de câteva luni, de trei luni, de șase luni, pentru a putea face față cândva dacă țara îi cheamă la război. Dar acum că de aici până la obligativitatea reluării serviciului militar, că România de-abia în 2007 cred, de când a intrat în Uniunea Europeană sau din 2004 de când a intrat în NATO nu mai are armata obligatorie, adică nu sunt 20 de ani. Uh, să revin acum la armata obligatorie care e armată fără echipamente, fără logistică, n-ar avea niciun sens acum doar să chem niște, acum, uh, niște ce... fraieri și să mm. îți bagi joc de ei uh, niște uniforme de alea ponosite cum se făcea armata pe vremea mea nu cred că e necesar adică nu, Ce nu este vor... bulversant este următoarea cifră, media de vârstă a rezerviștilor din România este 48 de ani Adică oameni mm. de, aproape de, 48 de aproape de vârsta pensiei mai păi degrabă. ce să-i mai faci cu ei? Adică... Să înveți să piloteze drone, să înveți... Evident că nu poți să faci treaba asta, mai ales că cei care sunt acum la 48-50 de ani vin dintr-o dimensiune foarte atehnică. Asta e media. Asta Armata înseamnă e... că avem oameni și mai în vârsta, E pe adică. tehnologie, e pe AI. Să-l pui acum pe unul de 48 de ani care a fost electrician uh, într-o uzină să opereze drone de mare precizie, cred că este aproape imposibil. Așa, doar ca să Dumnezeu. Deci, iarăși, uite, bine că ai spus și chestia asta. Da, avem o rezervă de cadre îmbătrânite în armata de rezerviști. Oricum, nu mai ai ce să faci cu ei din perspectiva mea. Dar nu văd de ce. O țară care are, totuși, un număr de 19 milioane de locuitori, dintre care să zicem 5 milioane sunt pensionari, vreo 3 milioane sunt sub vârsta de 18 ani, deci totuși rămân vreo 6 milioane cel puțin de bărbați, dintre care hai să zicem că jumate sunt femei, hai să zicem că ai 3 milioane. Deci dintre care jumate îți plecați la muncă în străinătate? Nu știu, domnule, ai 2 milioane, să spunem, de bărbați cu vârste cu și între... Și mai rămâne noi doi. 18, 3 și da, dar -am, am eu depășesc cei 48 de ani de sunt peste media de vârstă ai rezerviștilor și tu te apropii destul de vertiginos. Adică tu, 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 tu te afli în zona de risc mai mult decât mine. O da, să dacă, dau cu microfonul, nu Dacă probleme. avem 2 milioane, să zicem, de bărbați între 18 și 35 de ani care pot să participe conform unui contract profesionist, într-o armată profesionistă, cu salariu la nivelul țărilor NATO, poate România să-și creeze o armată adevărată de profesioniști pe care să-i plătească și acești profesioniști pe bază de contract să răspundă profesionist la chemarea guvernului, oricare ar fi el statului român, când e nevoie Dă intrarea într-un război. De ce trebuie să planeze această suspiciune că niște bătrânei, niște rezerviști, niște copii oareși care nu au ce treabă cu armata să fie luați cu arcanul și trimiși pe front? Eu nu cred că într-o țară democratică, și nu cred nu că n-ar face o guvernul ci că n-ar fi eficient deloc. Adică, noi, acum clar, vorbim de armate, de profesioniști, oameni acum, foarte bine pregătiți vedere, din punct de să vedere al proiectului pe care îl pregătesc politicienii care stau în spatele acestor mesaje. Ideea este ca un soldat să fie pregătit voluntar care stă în rezervă și intră în zona asta de rezervist și este pregătit să primească o soldă de 1000 de lei pe lună. E suficient o soldă de 1000 de lei pe lună să fii uh, un rezervist? Depinde ce pregătire. Deocamdată rezervistii nu plătesc niciun bani. simplu. Ban. Un ofițer am înțeles că va primi în jur de 1500. Pentru 3 luni de instrucție. lei într-o lună. În fiecare lună, din momentul în care intră da, în da, rezerva înțeles, de cadre. Tot am înțeles, poate am înțeles greșit, că această pregătire anuală trebuie să fie cam de trei luni. Cam. Trebuie totuși trei luni de zile ca să da, poți să da. înțelegi ceva de cum se încarcă și se descarcă. Nu un Kalashnikov din anii 50, ci probabil o armă mult mai modernă. Nu e cam puțin ca să motivezi niște oameni eu să în armată? Că, dar eu nu cred în asta cu adică Iertați-mă, nu văd pragmatismul și eficiența acestei chestii. mi se pare o prostie. Mult mai bine îi ofer unui om care se află în floarea vârstei un salariu la nivel NATO, adică undeva la 2000-3000 de euro pe lună și faci într-un an de zile de instructaj din civilul respectiv un soldat profesionist. Mi se pare mult mai eficient și mult mai pragmatic decât să iei niște amărăștini de ăștia pe care îi antrenezi tu trei luni și le dai o de lei ca să ce să faci cu ei, adică la ce îți folosești? A, că la popotă, la chestiuni ultra secundare din asta poți să folosești și un om care are o pregătire de trei luni. Dar dacă vrei o armată de profesioniști să se bată cu o altă armată de profesioniști, îți trebuie totuși niște oameni pe care să-i motivezi contractual. Pe bani, adică nu... Nu pe ideologie și pe propagandă. Fac și eu românească din asta, așa, o românească cum fac și partidele politice, cele două care vor să devină partid unic, PNL și PSD, pentru că au scos un sondaj bine, e făcut în mod independent de colegii noștri de la News.ro care au cerut un sondaj pentru europarlamentare, din care vedem că aritmetica PNL și PSD care până mai înainte puțin dădeau scoruri de 25% PNL plus 32% PSD, care ar fi semnat 60% în, în accepțiunea matematică. Iată că în sondajul după comasare, ei sunt la 43% împreună. Păi, cum e aritmetica asta păi a noi partidelor? Nu vreau să trag o spuză pe turta noastră neapărat, dar au fost cel puțin 3-4 ediții când noi doi, în acest tip de news podcast, am vorbit despre sondajele reale versus sondajele comandate politici. Și atunci, sondajul comandat de o entitate media, cum este cazul celor de la News, Reflectă mult mai corect și mult mai acurat, așa dacă vrei, situația din piața electorală decât sondajele recomandate de partide. De unde reiese foarte clar că PNL plus PSD împreună obțin un scor mai mic decât PNL și PSD separat, ceea ce este și foarte logic, pentru că au electorate diferite și pentru că nivelul de așteptare al electoratului PNL spre deosebire de cel al PSD-ului sunt diferite. Și atunci aritmetica asta stupidă comandată de partide ca să se îmbete cu apă rece că dacă adun 20 plus 30 fac 50%, este o imbecilitate, iertați în termenul. Mult mai real este un sondaj comandat de un independent sau de cineva neimplicat politic care îți arată foarte clar că tu nu câștigi neapărat voturi dacă faci o alianță contra naturii, cum este alianța ideologică între cineva care s-a pretins 34 de ani ca fiind un partid de dreapta anti-PSD, cu un partid de stânga PSD și dintr-o dată ea care țipa în campania electorală trecută fără PSD, niciodată PSD ca să-și amintească lumea cam și cine spunea treaba asta, astăzi vin și fac campanie pro-PSD. Adică nu se poate. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem un lucru, că România nici măcar aici la capitolul politicilor interne nu e de capul ei. Dacă la nivelul Parlamentului European există o alianță între populari și socialiști. Și s-a convenit chiar și la Congresul ăsta care a avut loc al PP-ului, e aici, la București, zilele trecute, că pentru democrația asta consolidată, mainstream, cum o numim noi, e mult mai important ca vechi rivali politici să-și dea mâna ca să nu lase loc pe scenă populiștilor, extremiștilor și așa mai departe. Și PNL-ul și PSD-ul au fost obligați cumva, chiar și împotriva propriilor voințe, să-și oficializeze acest mariaj. Că ei sunt același partid întotdeauna, că toți provin și PSD-ii și PNL-ii, provin de la comuniști. Fără nicio excepție. Am discutat data trecută că adevărații din Nu, liberali... dar e logic, oricine vrea să vadă că nu e tendențioasă această asimilare cu FSN-ul. Dacă da, e FSN-ul și PSN, vezi cum s-au despărțit acel. și în câte s-au fărămițat și până la urmă s-au readunat. Și atunci, ei au fost împreună, dar au mimat păcălindu-ne în succesiunea alegerilor care au avut loc până acum că sunt partide diferite. Acum sunt obligați de contextul internațional, regional, cum vrei tu să-l numești, să-și oficializeze acest mare și să devină o singură familie, ceea ce ei sunt oricum. Și atunci, astăzi, PNL-ul și PSD-ul n-au un cotro. Trebuie să candideze împreună pentru că, al minteri, la nivel european, cel puțin, există o mare voluptatea unui electorat frustrat, nemulțumit și care chiar are ceva de reproșat corupției în capacității de bună guvernare ale partidelor clasice să-și orienteze votul către alte formațiuni. Numai că, ce spuneam și în alte emisiuni ale noastre, potriveala de acasă nu se potrivește întotdeauna la centimă cu cea din târg. Și vedem astăzi în sondajul ăsta, care mie mi se pare foarte aproape de realitate, că în ochii electoratului românesc această participare pe liste comune și susținere de candidați comuni și la europarlamentare și la locale nu e văzută cu ochi foarte buni. Adică 56% dintre români au o părere proastă despre uh, această oficializare a alianței. Uite, dacă îmi permiți eu la sondajul ăsta, Uh, aș porni și cu marja aia de eroare de 3% și -aș Bine, le, mai aș zice mai jos de 43% și aș zice nu la sondajul ăsta, la celălalt. Și aș zice că au împreună 40%, dar asta este o părere personală. Dincolo de asta, uh, nu pot să nu remarc și o chestiune și de uh, semantică până la urmă, în discursul politicienilor nu se mai discută despre voturi și despre oameni. Se discută numai despre mandate și despre uh, funcții. Ei, când discută la televizor, urmăresc, urmăresc discursurile tuturor politicienilor și de la PNL și de la PSD. ei spun așa: noi și cu PNL sau noi și cu PSD putem obține cam 60% din mandate de primari, 60% din mandate de consilieri, 60% din mandate. Deci, ei au fixat o idee că ei trebuie să obțină 60% din mandate. Nu interesează oameni, nu interesează comunități, nu interesează probleme. Ei au un target. Targetul lor e 60% din mandate. Da, și este un target corect, că așa se satisface puterea pe numărul de mandate. Și în parlament, și local, și așa Dar mai tu departe. tu ca individ care îți propui să urmărești din punct de vedere politic niște probleme sociale care crezi că ți le va rezolva ăla pe care l-ai trimis acolo. Când auzi că ei vorbesc numai de mandate și de bă, scornel păi de genul ăsta, ce să mai crezi, asta, ce să mai vezi? De asta, de asta, partidele mainstream, nu doar din România, și hai să ne... Menține la nivelul Uniunii Europene, sunt într-un declin, sunt într-o pierdere galopantă de aderenți și de teren, și tocmai de aceea cresc în locul lor alte partide. De aceea și în România, independenții sunt mult mai bine priviți decât cei care vin pe filiera de partid. De aceea, în toate țările Uniunii Europene, partidele care nu au făcut parte din lista partidelor clasice. În ultimii 30 de ani, câștigă din ce în ce mai multe voturi. Că printre aceste formațiuni și printre aceste partide există și formațiuni, unele populiste, altele mai extremiste, asta este cu totul și cu totul altă discuție. Dar principala vulnerabilitate și principalii vinovați ai faptului că populația nu mai are încredere în partidele politice și nu mai are nicio apetență pentru a vota aceste partide. Este datorată 100% sau este cauzată 100% de aceste partide care și-au mințit electoratul, care au făcut o sumă de promisiuni absolut deșarte, fără nicio posibilitate de a se implementa real. Despre ce să discutăm? Numai că noi asistăm acum și la o maturizare a electoratului, pentru că și electoratul din România, după 34 de ani de vrăjeală și de păcăleală, a început să înțeleagă că politicienii pot în general mult mai puțin decât promit. Și dacă s-ar uita în țările civilizate care este tipul de discurs politic, o să vadă că acolo politicienii nu promit mare acusare. Întotdeauna promit, ceea ce chiar pot să facă în patru ani de mandat. Și o să vedeți că nu sunt 100 de proiecte pe care le promit, ci două sau trei proiecte de care se și țin. Din păcate, la noi, partidele politice tradiționale, să le numim așa, acest PSD și acest PNL, nu au învățat și nu au înțeles că se adresează cu fiecare mandat altul electorat. De asta există o mare discrepanță la cel puțin la eșantionul de votanți dintre 18 și 35 de ani față de aceste partide. Pe electoratul care votează disciplinat cam aceleași partide este foarte bătrân astăzi, vorbind la un 55 plus, între timp au venit din urmă foarte mulți tineri care au împlinit 18 ani, care au împlinit 25 de ani, care au împlinit 30 de ani și care nu mai pot fi păcăliți așa cu vrăjeala de tip elimin pensiile speciale în 5 zile sau dacă nu fac asta îmi dau demisia în 5 minute sau domne dacă ne votați pe noi va curge lapte și miere și va fi super, va fi raiul pe pământ. Adică tipul ăsta de vrăjeală nu mai ține la o categorie foarte largă de public. De aceea eu vă spun aproape ca un pariu Că toate calculele pe care PNL-ul și PSD-ul și le-au făcut pentru a securiza un număr cât mai mare de mandate, va fi dat peste cap. Dacă nu va interveni Uite, iarăși că... morișca de număra voturi sau serviciile sau alte chestii care să acopere o ibență fraudă electorală, ce mi-e greu să cred că se poate întâmpla la un nivel atât de mare, eu cred că de data asta își vor lua țeapă partidele mai mult decât electoratul. Partidele astea, PNL și PSD. Eu am încă în minte imaginea congresului din 2018 sau 2019, nu știu când a fost iară domnul ăsta Manfred Weber, președintele PPE la vremea respectivă, și a promis că dânsul, dânsul va fi noul președinte al Comisiei Europene și că dânsul va duce România în Schengen. Și mi-aduc aminte tot din discursul domnului Manfred Weber pentru că am fost în sală și pentru că am notat cu degețelele mele aceste declarații, uh, s-a exprimat în felul următor și sunt informații scrise, sunt postate pe site-uri, că PSD-ul este un partid corupt care vrea să legifereze corupția la nivel european. Cu asta a îndemnat la vot românii împotriva PSD-ului Manfred Weber. Care acum vine de mână cu. Nu este el președintele PPE, nu suntem nici noi în Schengen, vine de mână cu doamna Ursula von der Leyen, vine cu domnul ăsta din Austria, care a venit și ne-a spus-o în față aici, la locul faptei, bă băieți, mai stați puțin, nu intrați în Schengen și. Da, da, este un alt context. Acum patru ani când a venit domnul Weber... Și era acum tot... votați PSD și PNL, da, dar nu da, votați extremiști. Da, era o, tot o campanie electorală pentru europarlamentare, dar aveau loc alegeri și în țările de origine ale acestor domni despre care vorbim, inclusiv în țara domnului de origine a domnului, Max, uh, domnului Weber. Uh, acum lucrurile s-au schimbat, pentru că am spus-o și mai devreme. La nivelul Parlamentului European există o alianță între popularii și socialiști. O alianță electorală. Ei și-au dat mâna încă de pe timpul Germaniei, în care dreapta și cu stânga germană și-au dat mâna și doamna Merkel și cu domnul Scholz sau uh, celălalt domn care era înaintea domnului Scholz, uh, Timmermans sau cum îl chema, nu mai știu, să nu fac o greșeală, uh, uh, au făcut-o. Da motivând fiecare în fața propriului electorat că domne vine extremiștii și mai bine să ne aliem noi între noi și să asigurăm numărul de mandate care să ne prezerve nouă puterea decât să lăsăm loc unor formațiuni ciudate, aventuroase, nu știm unde ne ducăște. Asta se întâmplă acum patru ani. Acum e alt context. Și atunci același domn Weber care nu se deosebește cu nimic față de domnul Rareș Bogdan care promite multe și face nimic. Și domnul Weber face fix aceeași figură populist populară de a spune lucruri șarmante și frumoase și fermecătoare în fața opiniei publice cerându-le votul și după aceea de a face cu totul și cu totul altceva. M-am uitat așa un pic la secvențializarea asta a Congresului PPE pe care le-au difuzat posturile de televiziune din România și am constatat, amuzat în același timp și fără să mai impese cumva foarte mult, aceea subțirime, nu în sensul de finețe, ci subțirime de conținut și de uh, calitate umană până la urmă a liderilor europeni. Am văzut aceeași fanfaronadă, același populism ieftin, aceeași vrăjeală electorală, aceeași încercare de a seduce publicul cu niște grimase din astea așa de cabotin și la doamna Mețola și la domnul Weber ăsta și la Ursula von der Leyen și la majoritatea liderilor PP parcă erau dai noștri, nu știu cum să spun. Adică era așa ceva precar, dubios de precar. Dar cum ți s-a părut așa zona asta de socializare în care doamna Maia Sandu era în prim planul tuturor uh, uh, pozelor de, de pe Instagram nu, și se pare corect, adică priza noi... asta pe care o are doamna Maia Sandu la public în România, o poate face o prezidențiabilă? Eu, eu nu cred în teza asta cu doamna Maia Sandu președinta României sub nicio formă, pentru că doamna Maia Sandu deocamdată este președinta unui alt stat, adică despre ce vorbim. Uh, cum nu cred în candidatura doamnei și sau așa mai departe, astea sunt uh, dinamite propagandistice. Nu. În schimb, e corect. Adică doamna Maia Sandu are nevoie de un sprijin cât mai evident și cât mai vizibil a liderilor europeni, a liderilor NATO, mai ales în contextul în care Federația Rusă nu și ascunde deloc intențiile prin filiera transnistreană de a destabiliza această republică. Adică apariția, prezența centrul atenției pe care doamna Maia Sandu l-a ocupat la acest congres, mie mi se pare corect, adică mi se pare ceea ce Republica Moldova are nevoie de la liderii europeni, mai ales că i s-a promis Republicii Moldova nu un traseu cât se poate de puțin sinuos către a intra în Uniunea Europeană. Îți mulțumesc, Oreste, pentru întâlnirea de astăzi, pentru discuția noastră foarte plăcută și relaxată. Pentru ce? Cred că am pentru ce, le mulțumesc și prietenilor noștri care ne urmăresc săptămâna de săptămână. Să invităm și pe Sens TV, unde pot descoperi lucruri interesante, să dea like canalului de YouTube Sens TV, să dea like canalului de YouTube Oreste Teodorescu și, nu în ultimul rând, dacă le face plăcere, să mă urmărească și pe mine pe, Sen pe Sorin Mania RO pe YouTube. Dragi prieteni, vă mulțumim foarte mult și vă așteptăm și săptămâna viitoare!